Bună seara, UTV! A venit rândul celor de la Moisil să se distreze. Eu sunt Liza și am dreptul să dau drumul la petrecere chiar acum. Cum e viața de elev? Vorbiți pe rând, mă, n-ați învățat la școală, se ridică mâna, da? Eu sunt a 10-a și e mai dificil al liceu decât mă îmi imaginam în general. Îmi imaginam că e mai distracție așa și mai liber, dar avem o groază de chestii. Părul ăla de când nu te-ai mai tuns? De vreun an și ceva. E normal, fetelor, e normal. Merge, ne știm de... E rocker, e stilul lui, mie, mi se pare da, ok. Da, exact. Veniți la baluri! Evident, urmăriți și ascultați UTV. It's all about you! Liniște. Bună seara. Păi liniște sau bună seara? Bună seara, liniște, atenție la mine. Înțeles. Bună seara. Bună seara. Auzi, scuze-mă, vrei basket? Da, vreau. Mai de basket. Așa glume, așa glume, aici la mai. Ce glume bună, vezi ce glume bună. Îmi place, îmi place, foarte amuzat. Am o provocare pentru voi. Da. Trebuie să vă rotiți, să faceți 7 piruete. Și să stați într-un picior după aia. Și ăla care stă primește un tricou de la mine. Dăm start? Și una, două, mai repede. 6, 7. Și acum stai într-un picior. Eu am stat. Divina ta, scrie. Te consider o divină? Da. Normal, ești o divă. De ce e Moisil cel mai tare liceu? Avem cele mai frumoase fete. Ador faptul că profesorii sunt de treabă toți, atâta timp cât e vorba de materie, ne și învață totodată, sunt și glumeți, proiecte, chestii, mai ales la filologie, cea mai tare dirigintă. Da, e super. Doamna Dragomirescu, să reține. Corect. Cui i-ați scos ultima oară pe real? Nu știu cui i-am scos pe real, dar pot să zic că arăți foarte bine în seara asta. Mulțumesc! Păi cred că doamne diriginte. Deranjam ora. Bă, măgarule, mă! Bă, măgarule! Am făcut mai multe chestii care să deranjeze pe doamna dirigintă, deși îmi pare rău. Îmi cer scuze, doamna dirigintă! Care este ultimul lucru interesant pe care l-ați învățat la școală? Noi am învățat despre Blaga, pe sistemul de... Dacă Blaga nu s-ar fi născut, nu l-am fi inventat, știi? Pentru că el știe să prezinte cel mai bine universul. Asta e cel mai frumos lucru pe care am fi putut să-l învățăm după Eminescu. It's all about you! Care sunt grijile voastre ca boboci? Păi, mă trezesc, da. Mă gândesc să arăt bine. Arăți bine când te gândești, da. Okay. Apoi ajung la liceu, seara mă distrez. Eu învăț într-o aleu. Văd în autobuz dimineața. Aveți loc? Nu e aglomerat? Ba, e foarte aglomerat, dar când e vorba de matematică o să-ți găsești loc. Care este ultimul lucru interesant pe care l-ați învățat la școală? La muzică, că pot să iau doi pe cântat. Am un tricou pe care vreau să vi-l dau. Trebuie să vă rotiți de 7 ori, să faceți 7 piruete și apoi să rămâneți 3 secunde într-un singur picior. Have you got color in your cheeks? Și, hai! 1, 2, 6, 7, hai, într-un picior! Tu ai câștigat! It's all about you! Cum a fost pe scenă? A fost senzațional. Mi-a plăcut foarte tare. Aș rămâne repetent să mai fac o dată asta. Doamne, parcă aș da timp înapoi. Care credeți că sunt datorile care v-au adus acest titlu? Cei 6 ani de dans. I-am vis în primul rând și pentru că mi-am stăpânit emoțiile. It's all about you! Care este cel mai frumos lucru în a fi boboc? În primul rând, nu te judecă dacă e o notă mică. Faptul că dai de un nou colectiv și o școală nouă și un liceu bun, mai ales Moisilu. Care este ultimul lucru interesant pe care l-ați învățat la școală? Invitația la vals de Mihail Drumeș. Adevărat, da. Pe asta am citit-o și eu și mi-a
schimbat modul de a gândi. Da, exact. It's all about you! Când ai fost tu licean, adolescent, cum erai? A fost frumos, am vagabonțit mult, dacă există termenul ăsta, dar la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să fac și treabă și mi-am urmat drumul și am fost și pe la școală când a trebuit să fiu. Copii ai? Copiam când a fost nevoie, deși eu merg pe tiparul că da, trebuie să fiu original, deci nu copiam. Tu, bineînțeles, copiam, chiuleam, adică da, despre, păi, ce, da, vorbim, vreau. Despre da, ce vorbim? Da, asta e. Vreau să o curez de la. Prostii făceai, spar geamuri, nu știu, ai intrat pe geam în clasă. Că nu știu dacă despre asta e vorba, dar da. Am ți-e rușine cu trecutul tău. Rușine, că am spart la un moment dat tabla, dar n-a fost vina mea. Eu am fost... Nu. Eu am fost berbecul, adică cineva m-a luat și a spart tabla cu mine și tu pe mine a picat vina, da. După aia l-am căutat cu băieții și i-am rezolvat problema. Dar în momentul ăla s-a spart tabla cu mine, dar tot pe mine a căzut, nu știu cum dracu. Primul sărut, când a apărut? Chiar acum. Șacalaca, schimbă placa, lasă șlaca, bagă muncă, fiindcă jungă viața. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Să nu fie de bine. A fost în clasa a șaptea de la o fată care mi-a furat primul sărut, de fapt. Mi-a zis că o să-mi lase, da, o să-mi dea sau o să-mi lase ceva de care o să-mi amintesc eu toată viața și într-adevăr a fost. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Bal de boboci ai avut? Fiind în Bacău, unde nu se întâmpla nimic, m-am dus să bat la toate liceele, la toate ușile, la toate clasele, să cânt și eu la balurile de boboci. Și am cântat. Adică eu mi-am început cariera cumva în Casa de Cultură Bacău la un bal de boboci. Un bal de, wow, ce poveste! De asta mă leagă, adică mă bucur să fiu aici, vedem câți oameni frumoși, ce se întâmplă, da. Eram foarte supărat și vedeam viața așa, foarte, eram poetico, da, poetico, metaforic, te tai, te fac, te... Da, na, era rap. Rapul trebuie să fiu, era un pic supărat și trebuia să demonstrez lirico-tehnico că sunt bala. Să vine mulțumit de ceva, nu? Normal, da, ulterior mi-am dat seama că e mai mult de atât. Îți mulțumesc mult de tot și dacă ai un mesaj pentru... Tine? Cum să nu? 0743 7. Ia-o mai ușor. Tu ești centrul universului, astronomic vorbind, dar n-ai rețeta succesului, astronomic privind. Cum te trec în telefon? K-R-M sau Răzvan? Credeam că-mi zici Răzvan. Dragonul... Ceva, ok? Eu, nu... Liza, îmi pare bine. Bună, Liza, nu, bună, eu sunt... Bună, sunt plăcută. Șacalaca, schimbă placa. Conștientizați locul în care vă aflați și să vă duceți cât mai mult înspre propriile dumneavoastră vise și să ascultați la un moment dat și de profesori și de părinți și asta e bine. Dar încercați să vă dați seama ce vreți cu adevărat. Hai, pa, la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Cam atâta UDV de aici, de la balul bobocilor de la Moinsil. Voi rămâneți pe aproape pentru că mâine s-ar putea să venim la balul tău, cine știe. Liza vă salută cu respect, mulțumesc și eu prietenilor de la Outwear pentru ținută și e finalul când Liza dă culă.